Ioa, bine ați venit la ședința noastră din luna mai. Doamna secretar, vă supuneți spre aprobare procesul verbal din ședința de luna trecută. Domnul președinte de ședință, domnul Bodea, va prezenta ordinea de zi și vom intra în lucrările ședinței noastre de azi. Vă mulțumesc pentru participare. Supuneți spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare încheiată pe 18 aprilie 2019 la ședința ordinară a Consiliului Local, dacă sunteți de acord cu procesul verbal. Vă mulțumesc. Înainte de a da citire domnul președinte ordinei de zi, supun spre aprobare suplimentarea ordinei de zi punct un punct, respectiv proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Adis Bacău. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc. Acum vă rog, cum să dați citire ordinei de zi, domnule președinte. Primul punct din ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP, punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Pregărești pentru anul 2019 la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale stabilite pentru persoanele cu handicap. Punctul 3, proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2019. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pregărești și serviciilor publice de interes local. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 84 din 20.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pregărești și structurile subordonate Consiliului Local în anul 2019. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 24 din 29.09.2007 privind aprobarea domeniului privat al PUAT Pregărești, județul Bacău, inițiator cu primarul Comunei și diverse. Și punctul suplimentar este care v-am dorit aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Adis Bacău. Dacă sunteți de acord, ordinea de zi prezentată. Vă mulțumesc frumos! Pentru operabilitate am să dau citire proiectelor de hotărâre. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Adi Bacău. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Adi Bacău în cuantum de 100 de lei. Se mandatează primarul Mișca Victoria în calitatea de reprezentant al Poate Pârcărești în adunarea generală a asociației să voteze în conformitate cu prevederile articolului. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre. Este cineva împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Pârcărești pentru anul 2019 la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale stabilite pentru persoana cu handicap. Consiliul Local al Comunei Pârcărești aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2.754 de lei, reprezentând contribuția lunară de 35% din valoarea totală de 7.868 lei pe lună pentru anul 2019 la finanțarea activității de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru domnul Botoș Ciprian, domiciliat în satul Porești, care s-a internat la centrul la CAPD Târgu Ocru. Dacă sunteți acolo. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind completarea anului privind achizițiile directe pentru anul 2019. Se completează anexa privind achizițiile directe pentru anul 2019, după cum urmează. La capitolul 1. Achiziționare ștampilă cu viză CPP, achiziționare la vaginal, achiziționare trafale, achiziționare mănânci de protecție 20 bucăți, achiziționare prelungitor cu protecție la supratențiune. La capitolul 2 avem servicii. Respectiv, servicii întocmire documentație în vederea numerotării în sistem GPS
a imobilelor din Comuna Pârgărești, satele Pârâul Vojii Pârgărești, satul Noului Corei și Barna, servicii de tipărire etichete grădinița, respectiv 121 de bucăți, servicii de proiectare, sistem antiinfracție pentru sediul primăriei și sistem de supraveghere video pe raza Comunei Pârgărești, inclusiv pentru sediu, apoi servicii de monitorizare și mentenanță pentru sistem antiefracție la sediul primăriei și sistem de supraveghere video în Comuna Pârgărești, servicii de reparații și întreținere sistem de iluminat public în Comuna Pârgărești, servicii de reparare și întreținere echipament IT la sediul primăriei. La capitolul 3 se completează următoarele lucrări. Lucrări de instalare sistem antiefracție la sediul primăriei, lucrări de reabilitare fântânii în satul Pârgărești, respectiv două fântâni pe străzile Mărului și Teiului, apoi lucrări de reabilitare fântână în sat Bacna pe strada Mihai în Sadoveanu, lucrări de înlocuire conductă de apă potabilă pe strada Nucului și Dudului, pe strada Nucului 324,81 metri lineari și pe strada Dudului 329,16 metri lineari. Dacă sunteți de acord cu aceste completări, împotriva, abține, nu. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pârgărești și serviciilor publice de interes local. Prin proiectul de hotărâre, doamna primar, de fapt, prin referatul de lege state, doamna primar a solicitat crearea unui post de natură contractuală de consilier personal al primarului, conform articolului 66 din legea 215/2001. Acest lucru s-a putut realiza prin transformarea unui post de natură contractuală de referent treaptă profesională, unul din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, compartiment intervenție, în post de natură contractuală de consilier personal al primarului, treaptă profesională 1, studii superioare în domeniul economic. Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului, conform articolului 1, după cum v-am precizat. Dacă sunteți de acord cu propunerea, dacă aveți verificat... Dar de ce nu, doamna primar, să ne explice mai bine când dânsa este la copilul? Despre ce are nevoie de consilier? De ce aveți nevoie? Da, pentru ce? Dezvoltați-o, dacă ca să știm despre ce e nouă. S-ar putea să nu votăm și după aceea să ne pară rău sau... Da, foarte bine, foarte bine. După cum știți, eu totdeauna v-am adus la cunoștință orice modificare sau orice propunere. Da, am discutat-o cu doamna contabilă dacă va continua și după ieșirea la pensie. Doamna contabilă a zis că nu dorește să continue activitatea pentru că în 30 iulie 2019 va avea limita, vârsta de pensionare și nu va mai continua după aceea. Ei, sigur că a vrut să previn blocarea instituției cumva pe partea financiară, contabilitate. Avem în derulare proiecte. Vrem să demarăm cât mai multe proiecte. Și categoric, dacă noi nu avem un om cu experiență, nu o să putem nici salariile să ni le luăm și nici indemnizațiile să ni le plătim. Am vrut să previn treaba asta ca să nu fim puși în situația când însă iese la pensie și nu avem om. Pentru că durează. După ieșirea la... Bine, dânsa solicită printr-o cerere ieșirea la pensie, depune dosarul la casă de pensii, durează până îi vine decizia de pensie și sigur că sunt câteva luni la mijloc. Această persoană va fi pentru câteva luni, până vom scoate din nou postul de contabil la concurs și vom încadra alt om. Acum, dumneavoastră, dacă vreți, aprobați, dacă nu, nu. Eu așa am gândit, pentru că altfel ne vom bloca financiar. Pentru o persoană care că avem de făcut situații privind contabilitatea și eu nu, de ce să zic, deci noi
n-ai de unde să le știi pe toate. Sau știți personalul de la taxe și impozite. Și așa sunt aglomerate fetele, plus că n-au experiență să țină o contabilitate separată pentru proiectele europene. Să țină contabilitate separată pentru celelalte bugetul local și alte cheltuieli. Și n-aș vrea să am o surpriză neplăcută, să ne blocăm pe partea asta. Deci modul este continuitate. Nu, nu. Păi dați văzut, este o funcție contractuală pe perioadă determinată. Câteva luni. Până se clarifică situația. Se va scoate postul de contabilă. Ce va fi cu acea persoană care este... A, dar nu va fi cu acea, va fi scos la concurs. Da. Și poate să se înscrie oricine care deplinește acele... Poate să se înscrie și el, bănuiesc. Acea, bineînțeles. Cine va veni? Nici persoana nu știm, că nu am o anumită persoană. Nu, noi vom face anunț și pentru postul de consilier. Da. Vom face, într-adevăr, trebuie să aibă studii, am prevăzut, să aibă studii economice, pentru că aici ne interesează. Cât mai mare ca să aibă experiență și atunci clar că i-am dat gradația 5, înțelegeți? Adică aș vrea să previn blocarea instituției. Da. Acum dumneavoastră hotărâți, pentru că dumneavoastră știți când noi venim, dar asta e că mă gândesc că doamna într-o zi a venit cu cererea, mi-o pune în față, doamna, eu nu mai vin. Pentru că eu am întrebat-o, doamnă, vrei să mai continuați, să vedem cum facem, cum... Păi, doamnă, nu mai vreau, m-am săturat de toate și nu mai vreau, ies la pensie și nu mai continui. Din surse, de la bărbatul contabil, eu zic că nu vrea să ajute pe nimeni. Ies la pensie și poate să vreau. Păi tocmai, sigur că noi am fi, să mai formăm oameni din instituție, pentru că așa este. Începem de jos, încet, căpătăm experiență. Dânsa este la un nivel maxim de experiență. Uitați că se confirmă. Mie nu mi-a zis treaba asta. De fapt, am mai avut noi discuții și au zis că nu. Nici pe ea n-a învățat-o nimeni, nici dânsa nu v-a învățat pe nimeni. No, acum ce să facem? Eu, din experiența mea, voi împărtăși în continuare celor care vor fi după mine, dacă vor avea nevoie. Da. Noi vrem să prevenim. Să nu rămânem blocați, să nu putem face plățile, să nu putem să facem... Dar trebuie scos postul. Eu știu că nu se poate, nu poți da din... Dar nu poți să scoți postul la concurs. Dacă nu pleacă și ne numai cu vorba. Dar n-are cum. Vârsta. E vorba de vârsta. Dar a ei se face niște acte ca stipendiu. Dar se face din oficiu, domnule. Dar trebuie să ai vârsta de pensionare. Dânsa împlinește la 61 de ani și în lună. Înainte să plece doamna. Nu se poate, nu e voie. Dar cum să se poate? De data cum pleacă doamna. Păi dai de curată, domnul vice. A duce de o lună să muncească, o lună, două, doamnă. E de durată! Este de durată, doar știți, 30 de zile monitorul oficial. Exact la celelalte. Ce vă spun că nu trebuie să fie și mă obiectivitate. Dar n-ai cum, dacă acel om nu ia examenul. Păi da, nu ia concursul. Păi dacă omul ăla acela nu ia concursul. Păi așa că putea întâmpla cu orice cine. Bineînțeles că se putea. Și se poate întâmpla cu orice cine. Vedeți câtă nevoie avem de un contabil cu experiență? N-am înțeles. Câtă nevoie este de un contabil cu experiență? Dar bineînțeles, într-o primărie, ca să meargă treaba bine și să funcționeze, e trebuie un manager care să știe să conducă și să știe ce să vrea. Primarul nu trebuie să știe perfect contabilitate, legislație, achiziție. Primarul trebuie să știe ce vrea. De asta are funcționarii, de asta are aparatul de specialitate. Nu? Ce înseamnă aparatul de specialitate a primarului? Ceilalți funcționari profesioniști, nu? Și într-o primărie trebuie să ai un secretar bun, un contabil bun, un om la achiziții bun. Sigur, și celelalte sunt de interes, cum să nu? Și celelalte sectoare. Să facă niște proiecte adevărate și... A, pe ziua de ce vorbim. Atunci ar fi bine. Să fie competent, dacă tot angajăm pe cineva. Păi asta și dorim. Asta și dorim, pentru că se vadă ce batem pasul pe loc și timpul trece. Bun, pe fădurile pe vârsticului, mă abonăm și cele. Una cu alta e pe partea cealaltă, aia. Asta e pe funcție economic. Dă-ți puțin aia cu achizițiile. Dumneavoastră ați văzut... Primele vreau să-ți două pe lună.
Nu, ce se achiziționa. Dumneavoastră ați văzut. În planul de achiziții, noi am prins foarte multe servicii și lucrări care vrem să le demarăm. V-am zis, s-au casat clădirile care le-am avut aici la Moară. Săptămâna viitoare ne apucăm să dărâmăm tot ce este acolo pentru ca să pregătim terenul pentru un dispensar. V-am mai zis și vă repet, știți, cabinetele medicale se află tot în clădirea primăriei, iar nu mi se pare corect o bătrână, un om cu dizabilități să urce la etaj. Nu? Trebuie să facem un dispensar. Iar sălile pe care le avem, nici dumneavoastră nu aveți confortul, dar știți, de la început am zis, nu este o problemă prioritară să facem noi aici nu știu ce mese, să facem nu știu ce sele, ce sală, când noi avem alte priorități. Drumul, apa, toate. Cu apa e rezolvat, suntem cu facturile curente, suntem cu plata la zi și încercăm să menținem, să nu mai avem avarii. De asta s-a propus schimbarea conductei pe Nucului și pe Dudului. După cum știți dumneavoastră, acolo este țeava aceea veche care ne face figuri mereu și plus eliminăm, dacă mai găsim, și altele. Știți dumneavoastră la ce mă refer. Iar nu se vor branșa la rețeaua nouă până nu au achitate datoriile la apă, inclusiv acele contribuții. Pentru că numai eu știu, echipa mea de aici, cât ne-am chinuit. Și dumneavoastră care ne-ați avut apă o lună și ceva în miez de iarnă. Și cel care trage apa să și branșeze, nu ei, fiecare oameni. Că doar a trebuit tot la fel. Ei trăgeau conducta principală și oamenii să branșa fiecare. Nimeni nu se va branșa fără să nu fie prezent acolo cineva de la primărie. Domnul vice cu omul. Pentru că vedem la fața locului, unde se branșează, ce apă metru pune și l-am și sigilat. Ca să nu avem suspiciuni. Vreau să nu mai avem discuții că Cucărică are altă soluție. Acolo voi așa a fost. Cine a făcut lucrarea și... Aici știu cum a făcut. Dacă unul a făcut să branșeze cu țeava de un țolcul la subranșa, dacă unul cu trei sferturi, toată lumea cu ce-o vrut. Păi tocmai, de asta avem avarii și de multe ori și acum. Sigur că vom continua și cu strada Plugar la Părăubodică și acolo sunt probleme, dar pe rând o să le luăm. Deci v-am zis dispensarul, continuarea lucrărilor la rețeaua de apă, până vom face noi acel proiect de înființare sistem integrat, alimentare, apă și canal. Aia este de durată, dar vom demara și acel proiect. Am expertiza deja de la Căminul Cultural de la Satul Nou. Săptămâna viitoare vine proiectantul, expertul din nou, ca să facă și pentru clădirea, să finalizeze și pentru clădirea primăriei, expertiza. Deci avem încă două proiecte, Cămin Cultural și Reabilitare Primărie, pentru că ați văzut pe exterior cum apare primăria noastră. E bună, dar oricum trebuie reparată, că altfel se distrug pereții și izolăm și economisim și la căldură. Da, doamna spune că o să zicem la diverse, dar dacă au fost... Da. Deci toate astea... Și, nu, am vrut să fac legătură, că pentru asta ne trebuie un om care să putem. Este pe perioadă determinată, nu este la infinit. Și dacă aprobați, aprobați, dacă nu, o să vedem la timpul potrivit ce s-o întâmplă. Nu o să mai putem face plăți, nu o să mai putem face... Dacă dumneavoastră hotărăți, noi executăm. Supuneți la vădă. Uite, punem la vădă, da, în vădere. Împotrivă? Abține? Nu. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, după cum știți, nu v-am mințit, nu vă voi minți și nu vă voi ascunde nimic. Pentru că eu ceea ce doresc pentru comunitate, doresc binele comunității. Dar este explicat și foarte corect, deci nu vă rog. Foarte bine, nu, păi tocmai de aceea. Punctul următor, modificarea hotărârii 84/20. Foarte bine, dar eu nu cred că am ezitat și n-am răspuns la întrebările. Așa, de ce întrebare? Și a consilierilor și a oamenilor din comunitate. Ridica mâna la aprobare și după aici, dar nu știți că voi ați aprobat. De asta trebuie întrebat orice. Nu cred că v-am ascultat. Dar ne-a explicat, doamna. Deci dacă ai fost atenția ședință înainte, la comisie, am înțeles. Nu am înțeles.
Acum am înțeles mai bine. Nu, foarte bine. Oricând puteți să ne puneți. De asta suntem noi executivul aici, să vă răspundem dumneavoastră legislativului. Că dumneavoastră aprobați, iar noi punem... Nu, și ne asumăm și executăm hotărârile Consiliului Local. Acum, dar trebuie să... Următorul proiect de hotărâre este modificarea HCL 84 pe 2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici personalului contractual. Deci, ca urmare a modificării organigramei, se propune salarizarea consilierului personal al primarului, care trebuie să îndeplinească următoarele criterii. Studii superioare, trapta 1, gradația 5, coeficient de ierarhizarea salariului, un salariu de bază, de bază brut de 5.200 de lei, ceea ce reprezintă salariul unui consilier superior din cadrul aparatului de specialitate a primarului, hotărâre pe care ați aprobat-o luna decembrie 2018. Dacă sunteți de acord cu această salarizare. Mulțumesc frumos! Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 24 din 29.9.2007 privind aprobarea domeniului privat al UAT Pârgărești. Se modifică anexa la hotărârea Consiliului Local 24 din 29.9.2007 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Pârgărești în sensul ablogării poziției numărul 4. Se însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Pârgărești conform anexei. Bunurile care au rămas în domeniul privat al comunei sunt următoarele. Terenul arabil situat în punctul Țarnă, 323 de metri pătrați. Teren arabil, punct Călbău, 4.800 metri pătrați. Teren neproductiv în sat Pârgărești, punct Pârgărești, 421 metri pătrați. Teren pus construcții, sat Nicorești, în centru, lângă Căminul Cultural, 99 de metri pătrați. Teren productiv în sat Pârgărești, punct Izvoare, 1187 de metri pătrați. Și islazul comunal, 438 de hectare. Dacă sunteți de acord cu această radiere. Deci radierea s-a făcut ca urmare a vânzării. Deci în anul 2007, când a fost realizat acest inventar al domeniului privat, hotărârea, deci el a fost aprobat prin hotărârea 24 și prin hotărârea 25 s-a aprobat vânzarea lui. Analizând tot am... Tot căutăm terenul să vedem ce putem să facem, ce avem în domeniul public. Am constatat că este o suprafață de teren și unde este. Și când am verificat toate documentele, vă cipuiți că era din 2007 vândut și nu a fost. Noi trebuie să ne punem în legalitate. Trebuia de atunci, imediat. Cum? S-a vândut, trebuia scos din domeniul privat. Da? Nu s-a făcut acum. Deci aceasta este privat. Pentru că încerc să depistez toate terenurile pe domeniul public. Și o să mai avem. O să mai avem de înregistrat, pentru că am depistat o zonă care nu este înregistrat nicăieri. Și este al comune. Da. Pentru că noi trebuie să încercăm să înregistrăm tot ce avem tot ce în domeniu. Fie privat, fie public. Da. Pentru că în funcție de aceste terenuri ne putem face noi strategia. Băi, ce pot să fac aici? Sau am de făcut clădirea respectivă, dar nu am terenul. Și de asta încercăm să depistăm sau nu putem să facem ceva pe ceva care nu e al nostru sau nu e înregistrat. Asta este contabilitatea. Trebuie să înregistrezi și să te descarci dacă ai ceva în plus și nu l-ai. Da. Sigur. Descarci dacă ai documente. Următorul proiect de hotărâre. N-ați înțeles, domnul Dorfăș? Nu, eu știu asta, cum să spun, nu dă nimeni autorizație dacă nu-i terenul tău. Cine? Bun, mă gândeam că n-ați înțeles de suprafața aceea de teren. Asta știe toată lumea. Nu se poate face ceva prin ce nu e al tău. Pe nimic, nu se face nimic. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Adis Bacău. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Adis Bacău în cuantum de 5.000 de lei. Se mandatează primarul Comunei Pârgărești, care are calitate de reprezentant al UAT în adunarea generală a asociației,
să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1, precum și după cum urmează, cotizație pentru județul Bacău 1 miliard, pentru municipiul Bacău 600 de mii, pentru municipiul Onești 100 de mii, pentru municipiul Moinești, Târgoc, Nabuc și Comănești, Dărmănești 40 de mii, pentru Slănic Moldova 10 mii, pentru comune cu o populație sub 3.000 de locuitori 3.000, pentru comune cu o populație între 3.000 și 5.000 de locuitori 5.000, pentru comune cu o populație între 5.000 și 10.000 de locuitori 6.000, pentru comune cu o populație de peste 10.000 de locuitori 7.000. Dacă sunteți de acord cu valoarea cotizației de locuitori. Mulțumesc mult de tot. Mă rog să mă înscrieți la discuții, pentru că am ajuns la punctul diferit. Nu, 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 poți să faci. Poți să oprești. Așa, asta e necesar. Doamna, la punctul 3. Care fântână va fi reabilitată în Bafra? Mai la vale de dumneavoastră. Fântâna ce e acolo? Da, sunt probleme, se infiltrează apa în fântână, tot avem probleme. Sunt patru. Plus Ciușmeaua de la Scutaru și aia trebuie aranjat. Păi și de ce n-ați zis prea mai devreme? Și ne scapă și nouă unele, na. Sunt ei, deocamdată facem... Sunt patru mii să avem acum aceeași. Sunt probleme de numai pentru că au venit cetățeni de acolo care mai iau apă de acolo, plus că se infiltrează, plus că să amenajăm în caz de incendiu să avem sursă de apă pentru că... multă și păcat să se... Dar apa e din șans, de unde vine într-un așa care curge? De sus, de sus. De la... Izvoare sus în... Pare și plus când plouă, la... mai ales când plouă, se infiltrează în fântână. Se te poate la zici să vreo 2 metri, turnăm, vedem, izolăm pe exterior. Încercăm, nu știu cât se poate, dar dacă de la fântână, mai mult de 2 metri, nu cred că coboară apa chiar așa de ușor. Nu. O să lizăm 2 metri pe exterior. De mai mult timp avem noi solicitări acolo. Am văzut acum la și anul trecut sau cu 2 ani au venit un imediat. Imediat. Imediat de la dată. E bine, domnul Valin. Da. Da? Alte întrebări? Fac și eu o altă întrebare. Atunci să vă spun eu. Da? Ieri am mers iar pe comună cu un proiectant și cu un consultant de la Iași. Am fost iar pe părăul Bahnea că este, trebuie să amenajăm acel părău neapărat și să-l facem să poată să treacă oamenii de pe un mal pe celălalt. Am vizitat câteva drumuri, pentru că tot punem balastru și ați văzut câte ploi a fost. Pune și ne spală și ne gândim la o variantă, cumva, să le facem funcționale cum trebuie și să nu cheltuim an de an pe acel balastru, piatră pe care să le punem. Avem niște soluții, ne-au dat niște soluții. Luna viitoare, în ședința următoare, vă vom prezenta ce costuri vor fi, pentru că încercăm să facem drumurile accesibile și pentru cetățeni și pentru toți cei care vin. A început la punctul 4. Punctul 4 și vreau să continui. Deci cu cominul avem expertiza, vedem acum proiectantul, trebuie să scoatem la licitație lucrarea de proiect. Sigur, după aceea avizele și după aceea să facem și executarea căminului. M-am gândit să vedem ce surse de finanțare se vor deschide, că dacă am găsit o sursă de finanțare, cred că și dumneavoastră și eu o să fim mai încântați, pentru că dacă avem o sursă de finanțare, nu mai cheltuim din bugetul local. Vedem. Am discutat. Este un, conform ordonanței 114, la început s-a aprobat un fond local de investiții. O să ne documentăm foarte bine că n-aș vrea să riscăm. Se fac, nu e un împrumut, ne ajută cumva guvernul, dar să vedem ce va fi în perioada următoare. Dacă nu, pe Compania Națională de Investiții, unde... Nu o să mai avem cerere novale, ea primărie. Iar o altă sursă ar fi Compania Națională de Investiții, care finanțează dispensare, de asta am și sus, de dispensare, ca să nu cheltuim din bugetul local, că bugetul nostru este așa cum e,
și facem prioritățile din bugetul local. Da, dar noi, sigur că facem, este de durată. Dacă facem dispensare, pune scrierea regulamentară la doctor, nu... Să ajungem acolo. Nu e o problemă. Noi trebuie să facem, dar nici proiectul nu avem. Noi facem doctorii. Cum v-am spus și înainte, dacă am fi avut proiecte, am fi depus pe PNDL 2. Eu încerc, noi trebuie să facem cu aprobarea dumneavoastră. Dar cine ar trebui să demareze proiectele? Păi noi demarăm. De asta vă, eu vă și spun, anticipez. N-am avut terenul până am descoperit. Uitați, încerc să descoperi. Asta ar trebui să fie și în spate aici terenul. Unde, domnul? În spate, nu aveți terenul aici în spus, doamne. Unde, domnul? Dar cât de mare face dispensarul? Aici unde vreți? Că mie nu este loc. Nici pentru dispensar nu era. Deci noastră deja sunt unde trebuie. Unde trebuie? Căți metri pătrați, să aveți aici în spate. Pe 300 de metri pătrați. Acolo vom face garajul pentru utilaje. Sau pentru că ne-am luat utilaje. Dacă vrea să facem, dar vrea să trebuie. Sau avem masă de utilaje, acolo facem și garaj. Și cămine, și dispensar. Ce o să ia? Nu, dar nu. Trebuie să fie... Cam oară putea să o casă de acum 2 ani, de acum 3 ani, și tot al noastră ea, nu? Clădirea jos de la moară, nu? Păi tocmai și asta avem ce punct. Ce spun, era teren, era, mă voință trebuie la proiecte. Sunt în gestiunea primăriei, trebuiau casate, că nicio clădire nu poți să dărâme așa de capul tău. Până nu mai cu mine. Puteam casat în fiecare două luni casat câte ceva. Acum n-am mai casat nici de aia. Nu poți să casezi în fiecare lună. Casările se fac anual. Sau tot și lingura mea, și mine, și de toate. Casările se fac anual. Așa că nu trebuie să faci o dată pe an. Bine. Bun. Și clădirea primăriei, sigur, vom continua cu drumurile și sunt multe de fapt. Da, vă mulțumesc. Dacă am fi găsit, am fi făcut. Așa încercăm noi să facem. Am o solicitare de la Prospectorul Istoriei. Vrem să facem un monument pe Coșna. Un alt monument. Un monument care să fie înscris, să fie legal făcut. Pentru că ce avem acolo nu sunt înregistrate la monumentele istorice, la Ministerul Culturii. Dar vom face demersul după aceea și cu alea să vedem cum pot. Cum putem să facem, să introducem în circuitul turistic. Pentru că asta vrem. A, deci astea nu sunt înregistrate? Nu sunt înregistrate. Păi spuneți că le-am făcut și le registrăm. Păi au fost făcute și nu spuneți că le-am făcut acum, așa le înregistrăm. Ele nu spunem că ne vor ajuta aceste două asociații. Și vom face. Sigur vor rămâne și Monumentul Caporalului Constantin Mușat. Va rămâne cei vânătorii de munte. Vor și ei să vină să reabiliteze și Monumentul Vânătorilor de Munte. Să ne înscriem pe toate în circuitul turistic. Când vine turistul la Târgovina, acolo ia la băi, după amiază vrea să iasă undeva. Și atunci noi apărăm cu traseul. Unde, bă, unde mă duc? Azi mă duc la Dofteana. Mâine mă duc la Pârgărești să vizitez Monumentul Eroilor, nu știu ce. De asta se preconizează și ne ajută, ne sprijină. Noi punem la dispoziție numai suprafața de teren și demersurile pentru documentații, care certificat de urbanism, avize și ce vor fi. Proiectul va fi finanțat de către ei și inclusiv construcția monumentului. Trebuie să fac și drumul. Drumul îl vom face noi. Trebuie să facă și drumul atunci, dar după aceea... Păi interesul cui este, domnul Dorcoș? Interesul este al comunității noastre ca să putem să atragem și noi turiști. Și facem la dispoziție un cont pentru... Da, domnule, am înțeles. Bine, sigur. Este pus la dispoziție și un cont. Cine poate să ajute? Cu o sumă de. Că doar nici ei nu au bani. Și din sponsorizări și... Sunt mulți de la Târgoviște care au deja au depus bani în contul lor de la Târgoviște, nu Târgoviște. O să punem contul la... Așa că luna viitoare... Pentru drum? Pentru drum? Pentru drum nu punem numai în cont. Păi ați văzut că s-a făcut... A făcut, cum am putut noi atunci, acel drum. S-a putut face acel eveniment frumos.
pe care vrem să continuăm. Ați spus că de ce nu facem evenimente? Păi trebuie să reabilităm în continuare drumul și să avem pentru ce ne duce acolo, nu? Și s-a putut. Și s-a putut face acel drum și se circulă de atunci în continuu, fiecare duminică. Nu, domnul vice, eu n-am mai fost așa. Dar cam în fiecare duminică, mai ales tinerii, se duc sus acolo, sper să lese și curățenie. Da, cine are patru fac, asta e. Așa că luna dânsii ne-a trimis după. Se atole, dar nu ca să nu mă trebuie, să nu uită. Se atole, dar vreți ajută. Se atole, dar care vrea să nu uită. Și mă zic, patru, 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 așa că luna viitoare vom face un proiect de hotărâre și vom supune spre aprobare asupra feței de teren. Sigur, lângă monument, dânsii vor să amenajeze, cum a fost pe vremuri, și un tranșeu cu, cum era pe vremea războiului și categoric. Iar pe Coșna a murit un erou francez, Paul Berș, căzut eroic pe dealul Coșna. Iar s-a luat legătura cu ambasada franceză și cu moștenitorul acestui locotenent. Când vom inaugura, sperăm ca până în septembrie să se facă, atunci vom fi vizitați ambasada franceză cu moștenitorii din Franța și sigur, deja am apărut noi în niște edituri în Franța, bine, noi, dealul Coșna, ce se află pe raza Comunei Prăgărești. Doamne, Dumnezeu ne-a ajutat să avem acest deal. Și ne pare rău că s-a întâmplat ce s-a întâmplat la vremea aceea. Înseamnă că noi trebuie să profităm de ocazie și să popularizăm, nu? Mulțumesc! Încheiem ședința noastră de astăzi. Vă mulțumesc din nou pentru participare. Vă doresc să aveți un sfârșit de lună bună și cred că cu fiecare dintre dumneavoastră așteptăm vizita Papei Francis la Iași, miercurea cel bun de este, să ne binecuvânteze și să mergem în continuare cu lucruri bune și să ne continuăm activitatea. Mulțumesc!